A fost exact opusul meciului cu Mirsan. Exact opusul meciului cu Mirsan. Tot timpul le spun băieților același lucru. Că fotbalul e o chestie de pasiune, de bărbăție, de curaj. Mintea lor e probabil în altă parte gândit că fotbalul se rezolvă cu tehnică, nu. Se rezolvă cu pasiune, cu atitudine. Celelalte doar te ajută să suport, să sprijini atitudinea. Fără atitudine, restul sunt zero. Restul sunt zero. Iar din păcate, atitudinea noastră n-a fost la nivelul jocului, n-a fost la nivelul ce dorim noi, n-a fost la nivelul ceea ce trebuie să facem. Ați vrut să efectuați o schimbare, apoi s-ați schimbat cu totul alt jucător? Din ce cauze? Schimbarea inițială era la Pobecop și noi am așteptat să vedem care este situația medicală lui Țăgârlaș. Era accident, așa, trebuie să vedem ce se întâmplă cu el. Mai ales că era ultima schimbare în momentul ăla. A fost penalte, n-a fost penalte? Comentați acest incident sau nu? Și dacă comentăm, tot nu se rezolvă nimic. Tot nu se dă penalte înapoi, nu știu. Impresia mea e că jucătorul a fost jenat de soare, probabil, nu știu, banal. Da, punctele tot nu se mai întorc așa.